Anul trecut, în 2018, am împlinit 100 de ani de poveste foarte frumoasă. 100 de ani de când românii din vechiul Imperiu Austro-Ungar au făcut o alegere, aceea de a trăi într-o singură țară. În acest an, împlinim 100 de ani de la semnarea unui act care a definitivat hotărârea românilor bănățeni, ardeleni sau din Maramureș, sau din Bucovina. Și acest act, semnat la Trianon, în 4 iunie 1920, la un an distanță de ceea ce se întâmpla în 1918, pentru că trebuia cumva pacificată Ungaria bolșevică, au Liben Acun, și să ai cu cine să negociezi un tratat, de fapt, ceea ce s-a întâmplat în vara anului 1920, în ultima instanță. Ei bine, din punctul meu de vedere, actul semnat la 4.1920 pune capăt, dacă vreți, unei confruntări opusă absolutismului și imperiilor de tip medieval, unei confruntări care, la rândul ei, este milenaristă, așadar este foarte veche, și o să încerc să o pun în balans cu o poveste similară, că și Occidentul a avut o poveste similară, un conflict care a durat și el aproape 1000 de ani între două popoare istorice, ca și cele din Orientul Europei. Și voi încerca să fac o mărturisire despre aceste două zone, care devin conflictuale în același timp aproape, în secolul al IX-lea în Occident și secolul X în Europa Orientală. În Occident se întâmplă ca în 843, în acest an, Ludovic I cel Pios, ultimul împărat al Imperiului Carolingian, să împartă Imperiul între cei trei fii, pentru a nu exista certuri. Și acest tratat, semnat la Verdun, în 843, a însemnat pentru întâiul născut Lothar, partea cea mai bogată și interesantă a Imperiului, numită de atunci Lotaringia, care începea în zona țărilor de jos, cobora prin Belgia, Luxemburg, zona Lorenei, Alsaciei, Palatinatul, cobora prin Burgundia, se oprea în Provence și, evident, jumătatea de nord a Italiei. Însă, ceilalți doi frați mai mici, Ludovic, numit Germanicul, a primit un teritoriu aproximativ cu Republica Federală Germană de mai târziu, Francia Orientalis, și Carol cel Pleșuv a primit zona aproximativă a Franței de astăzi, un pic mai destrânsă, numită Francia Occidentalis. Însă cei trei frați nu s-au înțeles și foarte curând a izbucnit un război care va fi oprit foarte târziu, după mai bine de 1000 de ani, un război între Franța și Germania medievală, dacă vreți, pentru a împărți bogata și interesanta Lotaringie. Acest conflict, care începe așadar în secolul IX în Occident și care va avea perioade destul de dificile în parcursul Evului Mediu, a dus în cele din urmă treptat la apariția unor breșe care vor contura Europa modernă, a națiunilor mai mici, mai omogene și mai temenic așezate instituțional. Când spun asta, mă refer în primul rând la anul 1648, unde pe această falie a Rinului și a Italiei de Nord, apar primele state independente, cu adevărat Confederația Elvețiană și Regatul Țărilor de Jos, Olanda de astăzi, în 1648. Dar este însă numai începutul, primul război mondial, facilitând în fond pacificarea acestor regiuni cu primele negocieri, atât pentru Franța și Germania, cât și pentru România și Ungaria. În cazul României și Ungariei, la Trianon așadar. Însă, aceste negocieri au fost periclitate de politica revizionistă a Ungariei din perioada post-Trianon și au urmat anii celui de-al doilea război mondial, ani pacificați prin Tratatul de Pace de la Paris din 1947. Tratat care pacifică și celălalt conflict milenar din Occident, pe vechea Lotaringie, și care, cel puțin pentru primii ani de după 1947,
Franța dorea practic să revină la politica de după 1919-1920, să anexeze Saarul și să obțină niște beneficii economice în partea de vest a Germaniei. Însă lucrurile au luat o întorsătură pozitivă de vindecare a acestui conflict milenar. Astfel încât, prin negocieri directe între partea germană și franceză, care își doreau practic să găsească o soluție care să devină fezabilă pe termen lung pentru ambele națiuni și să elimine ideea de conflict prin tradiție medieval și care nu are legătură cu statul național și cu principiile democratice. În cele din urmă, economicul a primat. Iar în 1952 este înființată Comunitatea Europeană a Cărbunului și Oțelului, printr-o înțelegere, în primul rând, între Germania și Franța. Franța având zăcăminte de cărbune din Lorena, Alsacea, până spre Picardia și Dunkerque, iar Germania mai mult oțelării și mai puțin cărbune. Drept urmare, nucleul Uniunii Europene este această Comunitate Europeană a Cărbunului și Oțelului, care, foarte interesant, prin negocieri, cuprinde vechea Lotaringie. Țările care vor forma această comunitate sunt cele care s-au confruntat odinioară și terenul de război. În afară de Republica Federală Germană, vechiul regat al lui Ludovic Germanicul sau Francia Occidentalis al lui Carol cel Pleșuv, în această comunitate intră și Olanda, Belgia, Luxemburg, precum și Italia. Iată cum Comunitatea Europeană a găsit o soluție de a pune capăt unui conflict milenar și de a împăca toate interesele în fond. Dacă privim frontiera foarte dantelată din nord-estul Franței, de la Rin până la canalul Mânecii la Dunkerque, vom observa că de o parte și de alta acestei dantelării sunt așezări mixte. Și în Franța, și în Germania, și în Franța, și în Belgia, unde locuiesc francezi și valoni, francezi și germani deopotrivă. După cum este și frontiera româno-maghiară stabilită prin tratatul de la Trianon, de o parte și de alta, atât în județele Bihor-Arad sau în Hajdu-Bihor, în Ungaria, de la Gyula și Macău până spre Valea Someșului, sunt și români și maghiari de o parte și de alta frontierei. Deci este, până la urmă, un compromis politic. Robert Schuman a definit foarte bine la vremea sa, la începutul anilor 50, ideea de vindecare. Robert Schuman afirma că viitorul european ar trebui să afirme pe principii directoare ale democrației internaționale, bazate pe egalitatea statelor și nu pe puterea politicii de forță, pe politica de dominație a unei națiuni subjugând alte națiuni. Revenind la Europa Orientală, vă povesteam că avem aici un alt conflict milenarist care începe în secolul X, deoarece în 956 ungurii sunt opriți la Lechfeld, sunt înfrânți de tânărul Imperiu Romano-German și atunci ei se orientează către bazinul panonic și vecinătăți, intră într-o confruntare cu vecinătățile acestui bazin panonic, inițiind conflicte cu slovacii la nord, frățile cehomorave la nord-vest, cu croații la sud și cu sârbii, cu țăratul bulgar de Vilin și, evident, cu voivodatele românești din Banat, din Crișana și din Transilvania. Nu este vorba, practic, de o cucerire de facto, ci de un regim de vasalitate care însemna, practic, o supunere nominală și nu neapărat o stăpânire efectivă, cel puțin pentru primele veacuri. Însă, această confruntare care se naște în secolul X a devenit foarte prezentă cu precădere după defectarea Austriei la Sadova în 1866, când este înfrântă de regatul Prusiei, devenit ulterior Imperiul German. Și pentru a nu se prăbuși, Austria acceptă cumva șantajul elitei maghiare de a crea un stat dual. Și apare astfel Imperiul Austro-Ungar, împăratul Austriei devenind și rege al Ungariei, iar Ungaria optează, de fapt elita maghiară, politică, economică și culturală, optează pentru crearea unui stat maghiar în interiorul unui alt corp politic, devenind astfel un stat suveran, nu independent însă neapărat, dar care putea astfel să conserve
regatul milenarist de tip medieval, de a fi o națiune stăpână peste alte națiuni, fără a le conferi acestora dreptul egal de manifestare culturală, politică, de educație. Asta, din perspectiva Europei moderne, este un regres. Pentru că foarte curând, Imperiul Austro-Ungar, creat la 1867, către 1900, este numit în Europa închisoarea popoarelor. Și asta mai ales din cauza politicilor pe care guvernarea maghiară, mai ales al lui István Tisza, asupra celorlaltor populații din Transleitania, cum era numită această zonă, în Imperiul Austro-Ungar, înțelegea să își asume politica de intoleranță față de ceilalți sau față de celălalt, diferit de limba maghiară sau de apartența etnică la această comunitate. Până la un punct aici îi includem și pe secui. Evident că trendul Europei era diferit. La granițele acestui imperiu numit închisoarea popoarelor apar state noi, care se modernizează cu greu, dar treptat și perseverent, care sunt conturate în limite etnice, de bun simț, și mă refer la Italia, mă refer la România și ulterior statele balcanice, care apar cu precădere și se conturează la începutul secolului 20 după războaiele balcanice. Evident că în timp ce la 1898 guvernul maghiar celebra existența milenaristă de 1000 de ani a unui regat, cu continuitate de tradiție medievală însă, bănățarul Aurel C. Popovici construia un proiect de salvare a Austriei, culmea, numit Statele Unite ale Austriei Mari. El face oficial acest proiect politic în 1906 și este practic un proiect care dorea federalizarea Imperiului Austro-Ungar în 15 entități, 15 state autonome. Împăratul, evident, este suveran și, foarte important, se opunea politicii Ungariei de încălcarea drepturilor la confesiune, la participare la viața publică și politică sau de educație, de limbă maternă în învățământ și în cultură, astfel încât în cele 15 provincii autonome cu delimitări etnice concrete în cadrul acestui imperiu, urma să fie realizat un echilibru care ar fi putut salva statul austriac modernizându-l un pic. Partea austriacă se arată interesată de acest proiect, însă partea maghiară refuză începerea negocierilor, măcar în parte legate de o posibilă modernizare în interiorul acestui imperiu, care rămâne în continuare închisoarea popoarelor pentru Europa modernă, cel puțin ca imagine și ca realitate, de fapt, asta era situația. Iar ceea ce s-a consimțit prin anii primului război mondial, ca finalitate între 1918-1919 și tratatele încheiate la Paris și împrejurimi între 1919 și 1920, este practic punctul final pe care Europa modernă îl așează, dacă vreți, în echilibrul pe care și-l dorea de mai mult timp, și anume acela de a sparge imperiile multinaționale, absolutiste și de tip medieval, înlocuindu-le cu state omogene etnic, cu principii democratice, cu instituții care să devină fezabile, omogene la nivel european, că de aceea este creată și Societatea Ligii Națiunilor pentru a extinde, pentru a exporta acest model și în afară Europei. Și astfel dispar imperiile multinaționale, nu numai Imperiul Austro-Ungar, dar și Imperiul Otoman și Imperiul German, deopotrivă. Dacă ar fi să ne referim la vindecare în Orient, evident că sunt soluții. Și mi-amintesc de un episod foarte interesant, amintit de Andrei Vereș în anii 30, care a publicat sub egida Academiei Române o parte din jurnalul pictorului secui Barabaș Micloș, care a venit la București între anii 1830-1833 să-și construiască o carieră, el fiind foarte tânăr atunci, și
căruia i s-a recomandat să vină la București și a ales în cele din urmă să locuiască în casa unui farmacist de origine italiană, Raimondi. Și el povestește în jurnalul său o cină foarte interesantă din 1831, la care a participat evident familia Raimondi cu cele două fiice, Cecilia și Giuseppina, soția acestuia care era o româncă din Săcele, de lângă Brașov, și un episcop ortodox. Dialogul, la un moment dat, ajunge către ce limbă ar fi de preferat să înveți poezie și să reciți o poezie, care este limba mai poetică și mai melodioasă în această direcție. Fiicele italianului Raimondi, optând pentru limba engleză, considerăm că limba maghiară nu este suficient de poetică pentru a putea surprinde metafora dorită, dar ce să vezi, episcopul ortodox spune, nu e adevărat, limba maghiară este cea mai poetică și a recitat o poezie numită Nădejdi din poetul contemporan Cioconai Vitez, din acea perioadă, din 1830. Mi-e greu să-mi explic cum un episcop ortodox avea acces, deși nu exista nici cuvântul șosea în vocabular, de căi ferate nu mai vorbim, se circula foarte greu peste Carpați, Valahia era o țară aproape impracticabilă iarna, dar avea acces la literatură contemporană și îi mai și plăcea și mai și reținea poemele care îi plăceau, astfel încât, în momentul în care își crea circumstanțe, să se folosească de ele. Ceea ce pentru o cină intelectuală la începutul secolului XIX este un punct forte pentru o țară care încă nu exista pe hartă. Și când spun asta, mă refer la România. Dar nici Ungaria nu exista pe hartă. Așadar, în zona de mijloc a societății, lucrurile mergeau foarte bine și continuau să meargă, pentru că, cel puțin în București și cel puțin până în anii primului război mondial, a trăit aici cea mai numeroasă comunitate maghiară, după evrei. Și de ce asta? Era un fenomen social, dar și economic foarte interesant, mai ales în privința guvernantelor, care îngrijau copii sau bătrâni sau pur și simplu făceau menaj. Și erau preferate cele din secuime, pentru că erau oneste, nu furau, nu fugeau după 6 luni, își încheiau contractul și erau foarte harnice. Și aveau și chiar și inițiativă. Așa de mult încât adesea copiii de care se îngrijeau învățau ungurește fără probleme și nu se supăra nimeni în familia respectivă. Și erau în general familia aristocrate, să știți. În tabăra adversă, în secuime, pe de altă parte, pentru fetele care făceau menaj și aveau un contract în Valahia sau în Moldova pentru 6 luni, un an sau doi, era o foarte bună carte de vizită pentru măritiși. Făceau o partidă foarte bună. Drept urmare, acest fenomen continuă și în perioada post-Trianon, ardelencele fiind foarte căutate în vechea Românie și în marea Românie deopotrivă, pentru menaj, pentru a fi guvernantă, bonă, spunem astăzi, pentru copii, și rămăsese și în perioada post-1947 ideea, domnule, că din Ardeal, onestitate fără măsură. Sunt alți oameni. Însă, deasupra clasei de mijloc se contura o elită, la mijlocul secolului XIX, în generația tânără, care începuse să vehiculeze, în ciuda trendului de modernizare a națiunilor, ideile medievale de stat mare, de regat. Drept urmare, în momentul în care Nicolae Bălcescu, însoțit de Cea Rosetti, trece munții pentru a media între Avram Iancu și Coșut, erau acolo și reprezentanții sașilor și ai secuilor, spunându-le, suntem în aceeași problemă și avem aceeași inamici. Am putea fi împreună, încercând să ne modernizăm împreună și să găsim unor situații care, în momentul de față, necesită o negociere mai amplă, fie o amânare, fie un compromis. Proiectul Bălcescu-Coșut, cum e numit în istorie, și pe care Bălcescu l-a înaintat lui Coșut, a fost în negocierile purtate atunci în Transilvania, elegante și fără, cum să vă spun, și bine primiți muntenii noștri,
O serie de generali ai Revoluției Maghiare au avut tentația pozitivă de a începe negocierile, însă Kossuth nu a dorit deloc, el considerând că principiul Ungariei Mari trebuie să existe în continuare. Iar asta a fost un minus pentru Ungaria modernă față de celelalte state care și-au construit treptat statul național în limitele etnice rezonabile și cu instituții democratice. De aceea i-au început acest proces mai târziu, chiar cu sincope, din nefericire, în timpul regenței lui Horthy. Și dacă astăzi sunt păstrate, dacă vreți, prin manipularea bazinului electoral astfel de idei, nu face bine niciunei tabere. Și pentru a face bine fiecarei tabere, mă gândesc la episodul Barabas-Mikloș, un secui care devine, ce să vedeți, pictorul națiunii maghiare. Dar dacă te duceai în secuime la 1830 și vorbeai despre națiunea maghiară care se include secuimea, nu cred că mai prindeai trenul de Bacău. Nu știai unde să fugi, pentru că nu erau lucrurile tocmai așa cum le vedem noi astăzi. Realitatea era diferită. Dacă îmi este permis o paranteză legată de secuime, eu pot spune că reprezintă un factor foarte interesant chiar și pentru Europa. Dacă în țările Europei Orientale, din Polonia până în Bulgaria, din Austria până în Ucraina sau Rusia, avem și evrei, și romi, și ruteni de o parte și de alta, secui nu avem nicăieri decât în estul Transilvaniei. De origine turcică, ei sunt o comunitate etnică diferită de maghiari, au venit împreună, dar au rămas separați și de aceea au și plecat în estul Transilvaniei și acolo au rămas, cu alfabetul lor, cu limba lor, cultura lor, confesiunea lor, dacă vreți, și care întotdeauna nu s-au asociat unei alte națiuni decât a lor însăși. Merită cercetată, studiată și purtat un dialog cu ei, pentru că sunt pentru noi o provocare și pentru o Europa aproape o enigmă. Sunt o comunitate foarte interesantă de studiat. Iar ceea ce putem pune acum împreună sunt faptele pe care se pot clădi principiile democratice și viitorul pe care ne-l dorim, și de o parte și de alta. Și pot închide cu o întâmplare pe care am trăit-o eu, fiind student. Așadar, asta însemna mijlocul anilor 90, prin 1994, sunt invitat la Baia Mare de un coleg maramureșan, Marius Sturla este numele lui, acum este profesor la Oxford, și m-a chemat să-mi fac vacanța de Paște în Baia Mare. Și la un moment dat, ne apropiem de un magazin și mi-a zis, vezi că urmează să intrăm aici. Când intri, indiferent în ce limbă se vorbește, spui bună ziua. Dacă nu faci asta, te fac pachet și te trimit la București înapoi. Pe mine nu mă faci de rușine. Și intrăm în magazin, era un outlet, ceea ce în București nu exista, și de haine, evident. Erau două doamne foarte drăguțe, interesante, vorbeau ungurește. Spunem bună ziua împreună. Ele se opresc, ne răspund la bună ziua în limba română. O doamnă se ocupă de Marius, o altă doamnă s-a ocupat de mine. Evident, n-aveam de gând să cumpăr, dar n-am putut pleca de acolo fără să cumpăr ceva totuși. Pentru mine a fost un prag pe care l-am trecut atunci și pe care în București n-aveam cum să-l întâlnesc. Bucureștiul și-a pierdut, din păcate, după 1947, caracterul multietnic, social, cultural, economic pe care l-avea și prindea bine, te educa, îți oferea toate criteriile posibile ale toleranței de orice fel, de la confesiune, la vocabular, la atitudine, la altitudine a vieții și a proiectului de viață. Drept urmare, soluții sunt și ele sunt în zona centurii de asteroizi, a clasei de mijloc. Și ea poate găsi soluția pentru vindecare.